Este revelația muzicii de petrecere și are o poveste de dragoste, mai ceva ca în filme. Iar în curând, fericirea artistei va fi completă, pentru că în august Mălina va aduce pe lume primul ei copil. Mălina și soțul ei Alin Gabor vin chiar acum la Acces Direct. Haideți să-i cunoaștem! Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Foarte frumos sunteți, tineri și frumos! Mulțumim tare mult! Mălina, tu ești frumoasă oricum, dar însărcinată, ești splendidă! Mulțumim. Ești splendidă, mă bucur să te cunosc, bine ai venit și felicitări! Păi moldovencele, tu vorbești, Mirela! Uite-te, nici nu le-am vorbit, suntem amândouă în verde, splendidă ești, Mălina! Bine, știi că te urmăresc de foarte mult timp, îți știu toate piesele, știu refrenele, îți știu videoclipurile, dar acum când te văd însărcinată, mi se pare că strălucești efectiv. Ce faceți? Ne bucurăm de toate momentele astea unice prin care trecem și chiar acum când eram în spate și am auzit Mălina la braț cu soțul ei, am avut așa o revelație și am zis, mamă, chiar s-a întâmplat asta, adică chiar e un vis devenit realitate pentru noi și ne bucurăm să fim astăzi aici. Cum te simți, Alin? Ai emoții? Am avut un nod în gât mai înainte când i-a pronunțat numele Alin și Alin Gabor și soția lui, da, și pentru mine este... Este o chestie nouă, este o chestie mișto, un sentiment frumos, dar da, mi-a dat mai mari emoții decât mă așteptam. E o chestie dorită. Da, este o chestie dorită. Încă nu sunteți, adică chiar sunteți soț-soție cu acte, că știu că pregătiți nunta. Suntem, urmează să facem cununia religioasă. Deci civilă ați făcut-o, civil făcut-o, adică voi da. Chiar sunteți legal soț-soție. Da. Wow. Am zis până se naște bebele să fie tot în regulă din punct de vedere așa. Da, aveți acela, ai trecut pe numele soțului, cum ar veni? Am trecut, gata. Da, gata. Deci a Vasiloae doar numele de scenă. Azi l-ai rămas doar numele de scenă, în buletin, acum sunt Mălina Gabor. Să-ți fie de bine, să fie într-un ceas bun, să fiți fericiți. Eu vă urmăresc pe Instagram, adică am văzut că se vede lumina, fericirea, tinerețea voastră și îmi place să văd tineri frumoși și talentați și familiști și cu copii și așa să fie toată societatea noastră. Foarte tânără. S-a întâmplat sau ți-ai dorit? M-am raportat întotdeauna la povestea de dragoste a părinților mei și întâmplarea face sau nu, nu știu dacă e o simplă coincidență, dar mama a rămas însărcinată, de fapt a născut primul copil la 24 de ani și 9 luni, iar eu o să nasc băiețelul tot la aceeași vârstă și nu consider că e o vreme, adică nu consider că sunt mică pentru asta, consider că trebuie să faci lucrurile atunci când le simți, lângă cine le simți. Am avut noroc cu să apară Alin în viața mea, probabil ar fi durat mult și bine dacă nu era el. Și am zis, păi, de ce să așteptăm atât? Dacă noi simțim să facem lucrul ăsta, hai să dăm vreo liber sentimentelor și să o lăsăm în voia lui Dumnezeu. S-a întâmplat, am făcut asta cu un scop, dar sincer n-am știut, adică n-am crezut că ne dă Dumnezeu darul ăsta atât de devreme. Luna noiembrie pentru noi a fost luna în care am zis, hai să încercăm să vedem ce planuri are Dumnezeu pentru noi și uite că ne-a surprins. Eu cred că tati e foarte mândru că va avea un băiețel, adică îmi imaginez E tot ceea ce îmi doream. S-a întâmplat repede, dar s-a întâmplat că ne doream. Nu, minte, voiam și fetiță, sincer. Voiam și fetiță. Nu e chiar tot ceea ce își doream. Imediat, în 2 ani de fetiță, zile. Exact, se spune că fetițele sunt mai atașate de tătici. Uh-huh. Îmi doream fetiță, dar având în vedere că eu am un frate, părinții mei și-au dorit o fetiță pentru mine, părinții Mălinei și-au dorit un băiețel, ea având o soră, a ieșit băiețelul. Ați luat-o pe rând. Exact. Lasă-o că e mai frumos acum. Să aibă un frate exact. Mai mare, să aibă cine să o apere. Când o să plece în cluburi, la terase. Acolo cred că eu o să fiu problema. Așadar, voi pe cum v-ați cunoscut? Noi ne-am cunoscut la mare, în mod paradoxal, cum aș fi băgat mâna în foc că nu s-ar întâmpla niciodată. Eram într-o seară în club, la malul mării și... A fost chimie, a fost dragoste la prima vedere, din prima clipă în care privirile ni s-au intersectat, n-am putut să ne mai luăm ochii unul de la celălalt și de acolo până la a muta lucrurile la el acasă și cred că, nu știu, în 2-3 săptămâni deja ne făceam planuri de nuntă. Noi eram într-o bulă așa noastră, roz, frumoasă. Dar prietenele tale te-au împins de la spate. Da. Erau... Să mergi la el. De fapt, el a venit la tine, dar până da, să vine eu eram la tine... în perioada aia foarte orgolioasă, nu mai voiam povești de dragoste, eram așa puțin cu un ego al meu.
Și... Greu să mai accepți pe cineva lângă tine, nu? Da, nu neapărat, dar eram bine, ajunsesem să fiu bine eu cu mine. În sfârșit, simțeam că n-am nevoia de nimeni în viața mea ca să fiu bine. Și bineînțeles că scorpioanca din mine, orgolioasă, am zis cum să mă duc eu să-i spun ceva. Și am așteptat jumătate din seară să-mi scrie el mesajul ăla pe Instagram. Mă tot uitam la el ce face, că el tot dădea scroll. Mai scrie odată mesajul. Îmi spune că mă căuta pe mine, dar nu. Nu mai mi-aduceam aminte numele ei. Aha. Știam că am interacționat. Fata de la X Factor, fata care a scos piesa cu paharul. Cum o am căutat pe YouTube până la urmă ca să dau de ea și am dat până la urmă de ea. Mă, ce micinos ești, nu mi-ai zis asta până acum. Nu, păi, eu cred. Mamă, cum e, fata blondă, Mălina, nu știu cum, nu știu cum. Erau prea multe. Este Mălina, Alina. Nu, chiar te căutasem atunci. Da, nu, chiar m-a căutat. Da, apreciez că a avut curajul să vină la mine. Asta mi-a plăcut la el din prima clipă, că e un bărbat hotărât, asumat, care când vrea un lucru, asta mi-a plăcut. A pus mâna pe mine, mi-a zis din prima seară, tu o să fii a mea pe veci și uite că așa a fost. E. Acum am... Erai în plină, și ești în plină ascensiune, foarte multe piese bune, adică o apariție, o revelație în genul ăsta muzical, muzică de petrecere, de calitate, fată tânără, frumoasă, Miss Bacău. Miss Moldova, Miss Moldova, așa, Bacău deja e unul dintre atâtea județe, Miss Moldova, cum mai spun, participantă la X Factor și multe, multe alte lucruri. Nu ți-a fost un pic teamă pentru scorpioanca ambițioasă, venită la București din Moldova? Că un copil venit așa repede, o să zic, mamă, acum când aveam de lansat nu știu câte clipuri, când trebuia să am nu știu câte cântări, poate ai și anulat nu știu câte evenimente, n-ai primit-o ca pe o pauză cumva în cariera ta? Să știi că m-am gândit la asta la un moment dat, dar eu am încredere că Dumnezeu știe mai bine care e planul pentru mine. Pentru mine, întotdeauna familia a fost prioritară și va fi. Și nu cred că un copil, nu cred că face decât să-ți completeze într-un mod frumos viața. Și să te motiveze. Să te motiveze, tot mai tocmai. Iar acum, pentru o lună, două, în care, într-adevăr, absentez pentru că nu-mi permit să pun în pericol sănătatea mea și a copilului, nu cred că aș amâna niciodată planul ăsta familial și un copil, o minune în viața mea, pentru carieră care poate merge foarte frumos în paralel. Uite, tu ești un exemplu. Sunt atâtea exemple. Eu nu mai am 24 de ani, eu am inversul aproape vârstei tale. Sunt atâtea exemple de cântărețe, de artiști care își fac treaba foarte bine. Corect. Și eu știu că susțin treaba asta și sunt cea mai mare susținătoare a mamelor care sunt și active profesional și care fac atâtea lucruri. Ce a zis mama ta de el? Ce-i mamă? E băia bun, mamă. E băia bun. Că mamele au ele simțuri. Cerut CV-ul înainte. Da, te-a căutat pe Google. Ia, e fiul unui fotbalist. Mamă, să nu fie băia din ăla cu multe femei. Să nu fie din ăla. Nu. Ți-a zis? Zi. Când a auzit că într-adevăr e fiul lui Romulus Gabor, pe care știe toată România pe tatăl socru, se gândea, mamă, din ce familie vine, dacă ei sunt altfel față de noi. I-am zis, mamă, sunt fix ca noi, tocmai asta pe noi ne-a unit foarte tare și a fost o conexiune atât de puternică. Faptul că familia lui se oglindește perfect în familia mea și felul lui în care a crescut atât de simplu, cu valori frumoase și ne bucurăm la, nu știu, la un apus, la nu știu, un pachet trimis de la ai noștri de acasă, la orice. Dacă noi suntem împreună, nu cred că mai avem nevoie nimic. De nimic. Dar, Alin, iartă-mă că sunt femeie și am de-a curiozități de disperată. Când văd femei însărcinate, sunt disperat. Alin, ai făcut totuși 10 ani fotbal. Adică cumva, știi, și tendința din familia ta te făcea să-ți placă sportul ăsta și să-l îmbrățișezi. Cum te-ai trecut de la sport, de la fotbal, la stomatologie? Mama este profesoară de biologie și a dorit tot timpul să facă medicina. Pe vremea ei admiterea a fost puțin mai complicată, mai multe probe. Am făcut fotbal, tatăl meu mi-a dat un sfat pe care nu o să-l uit niciodată. Orice ai face, trebuie să fii cel mai bun în domeniul ăla sau măcar să încerci să fii cel mai bun în domeniul respectiv. Și am ajuns la concluzia că nu eram suficient de talentat ca și el încât să pot să duc numele mai departe în domeniul respectiv. Mi-am ales un alt domeniu, eram copil când am ales domeniul ăsta, consider că la 18-19 ani ești un copil încă. Și am gândit, bă,
Eu n-am văzut medici, stomatologi săraci. Hai să fac performanță în domeniul ăsta. Te lași o nevastă cu dantura albă, superbă, exact, frumoasă. Fotbaliști săraci am mai văzut, da. Exact, exact. Asta e bună, da. Da. Și am decis să fac performanță în stomatologie și sper vreodată să ajung la nivelul de performanță, cum a fost tatăl meu în fotbal, eu să fiu în stomatologie. Exact. Minunat. Era și greu să se ridice la nivelul tatălui lui. Asta e cel mai greu pentru copiii marilor. Cu toate că unii dintre copiii părinților vedete au reușit, numai că e greu, domne, trebuie să tot timpul va fi presiunea și termenul de comparație și niciodată orice mică greșeală se vede mult mai mare. Nu ești ca taică. Exact. Bun. Ce vreau să vă întreb? Ce fel de sarcină ai avut? Că deja acum ești în ultimul trimestru, cred că mânuțe, picioare și din astea. Da. Dar cum a fost? O sarcină grea, grețuri, probleme? A fost o sarcină pe care nici nu am simțit-o. Cred că ăsta e cel mai sincer. Nu știu. Efectiv, până acum vreo lună, nici nu mă simțeam greoaie. Acum am început când, într-adevăr, am mai luat bebele în greutate, dar n-am avut grețuri, n-am avut vărsături, nu am avut pofte. Am avut pofte? N-am avut deloc. Nu? Deci nu murături, nu covrigi, nu... N-am avut. Patiserie. Nu. Cireșe. Cireșe. Nu, n-am avut. Iarnacă. N-am avut și nici n-am știut să profit de perioada asta, sincer. Cred că trebuia să profit un pic mai mult. Dorm acum pe o parte, te doare spatele. Mi-a luat Alin o pernă dintr-o asta specială. În lună, în formă de lună specială pentru gravide și să știi că, într-adevăr, mi-e folositoare. Adică simt că dorm mai confortabil. În rest, am încercat pe cât posibil să mă mențin activă, cu curățenie în casă, cu mers la sală, dar bine, făcut doar bandă, că mai mult nu sunt cea mai sportivă persoană, el e tot cu sportul. Și mulțumesc Dumnezeu, dacă ar fi așa și după naștere un copil atât de cuminte, cred că aș fi binecuvântată. Da, oricum ar fi al nostru, trebuie să-l creștem de acum. V-ați gândit la un nume? Ne-am gândit și la un nume, doar că vrem să-l dezvăluim cumva după nașterea. Dar nu, dar când va veni cea petrecerea mare, dacă acest copil se va naște în august, deci s-ar putea să fie leu, strong, forță, cu scorpion și tu tot leu? Leu sunt, da. El e fiert să fie fiert pe lei. Eu sper să se grăbească puțin, să iasă de ziua mea, eu tot asta îmi doresc. Pe cât? 30 iulie. Nu zice de două ori. Vrei să naști natural? Mi-aș dori, dar nu mă atășez emoțional doar de gândul ăsta, doar de varianta asta. Bineînțeles că urmez recomandarea medicului deocamdată, pentru că n-am întâmpinat nicio problemă. Mergi pe naștere naturală. Da. Să dea Dumnezeu să fie o naștere ușoară. Deci s-ar putea să fie, adică nu că s-ar putea, clar e leu, doar că acum mai negociem data, că e 30 iulie, că e august. 2 lei și o scorpioan, că nu vreau în casă. E bine. Poate va veni și fetița și o programăm cumva să fie două scorpii. Eu vreau să știu ce poate să fie la voi un pic mai târziu în casă, dar sunt convinsă că o să vă descurcați. Nunta anul viitor, odată cu botezul, cum v-ați gândit? Da, nunta o plănuim pentru la anul. Ne gândim și la varianta de nuntez. Botezul nuntez, o să-l facem imediat după ce se naște bebele. Partea religioasă, dorim să o facem imediat. Dar cu metria, petrecerea dedicată bebelui, cred că o contopim așa cu nunta. Că nu suntem noi genul care să ne stresăm de două ori cu organizare, trupă. O dată și bine. Meniuri. Vai. E și foarte greu. E Hunedoara, ea Bacău, o parte din Timișoara, străinătate. Dar să știți că ardelenii fac casă bună cu moldovencele. Vă și mama ca să este moldoveancă, tata din zona Ardealului. De aia. Dar zilele trecute mi-a zis Alin prima dată că el a mai fost îndrăgostit de o moldoveancă și zic poftim. Și zice, mama, zic, e ok, așa bun, e bun pe vorbe, e bun. Da, păi... Mă bucur că vă cunosc, ne bucurăm, iartă-mă, dar ți-am mai zis, am monopolizat un pic că eu așa, sunt foarte încântată că n-am cuplele așa de frumoase, de tinere și de luminoase. Dar și așa în luna a șaptea, în câte săptămâni ești? A opta. Oaleu, și noi nebuni, te-am chemat, dar ai venit și tu mai nebună decât noi. Și vrem să ne cânți, pentru că oamenii îți duc dorul la petreceri, pentru că abia așteptăm să revii pe scene și sigur să te vedem povestindu-ne și venim chiar cu cel mic pe aici pe platou, că sunt convinsă că o să fie un zglobiuș, un voinic. Dar până atunci vreau să ne cânți. Ce ne cânți? Cu paharul? Vreau să spar paharul, clar. Abia așteptăm să se întâmple treaba asta, avem foarte multe motive și Mălina Vasiloae este pentru prima oară în platoul nostru și mulțumim. Vă doresc
mulțumesc. Sarcină ușoară, să fiți... Și ție. A fost o perioadă grea, exact. Și naștere ușoară și să veniți să ne spuneți cum a fost, să-l cunoaștem și noi pe cel mic. Ne bucurăm că te-am cunoscut, Alin și Mălin. Mulțumim frumos.